asta ce înseamnă trai decent? Iată când zicem trai decent, ce ar însemna asta? Frumos, hai de toate, să fie o leafă bună, fie o lucru permanent. Păi asta e, dacă ai un lucru permanent și ai o leafă bună, poate de... Trai decent. Decent. Dumneavoastră aveți un trai decent? Cum l-ați descrie? Trăiesc normal. Ce aveți în vedere când? Muncesc. Unde lucrați? În oraș, în câteva spații vieți. Faceți naveta în fiecare dimineață? Nu, sunt ture. În ture lucrez. Am lucrat în zi, dar nu suntem în ture. În general, venitul pe care îl obțineți dumneavoastră, pe ce se duce în mare parte? Ce vă ia cel mai mult din salariu? Ce să duci? Mai mult la producție. Producție? Mâncare. Mâncare. Ați încercat să calculați atât cât din salariul pe care l-aveți să duci pentru mâncare? Faceți calculele astea? Dacă facem calcul, le-am făcut, amaia veneam de, vin de la oraș cu nepoțica și soția, am fost la spital, am dus-o și chiar am calculat, zic, s-o pot o luni de zile cât am cheltuit, în azi în 19, da, 20, am câte 11.000 cheltuit. E mâncare? E, nu, mâncare acolo, în total, tot cheltuielile mele care le-am făcut, nu ajunge, avem acasă. Asta cred că e vreo lună mai excepțională, probabil. Trăim acasă pe pământ și nu mai faci mă atâta cheltuieli. Credeți că e diferit de atât trai decent pentru oamenii din sat și de cei din oraș? Eu vă spun una, pentru cel care muncește tot timpul de îndistolat și ajunge și piețe, eu nu cred și cel care ies la proteste, lui nu ajunge cele 2000 de lei jumate de ar. La mine soția are 1800. Salariu sau pensie de dizabilitate sau ce? Mai mult dumneavoastră sunteți cel care întreține familia. Eu întrețin familia, dar mai am, am copii pe scutare și... Vă mai trimit bani? Mai cât încă lângă, nu mai așa, dar... Păi și ne ajunge leafă. Dar cât credeți că ar trebui să primiți? E ca în cazul dumneavoastră, cât ar trebui să primiți astfel încât să vă permiteți atunci, trai decent, să puteți călători în străinătate, să mâncați mâncare mai sănătoasă, mai bună, să vă... Mâncare pentru mâncare ne ajunge, dar să mai călătorim, că îți poate, dacă ea lucrează doi din familie, amândoi lucrează și soțul, eu cred că ajunge și călătorim să mă pun departe în fiecare lună, eu nu cred că se cheltuie atâția bani. Da, dar uitați de mult cheltuială adică pentru lumină, pentru apă, pentru și voi plătiți pentru apă asta. Să vă spun eu că am comunal de anul de iară trecut, eu am plătit 78 de lei am plătit pe gaz. Dar cu ce v-ați încălzit? Eu cu lemne mă încălzit. Ați făcut rost de lemne? Le-ați cumpărat din timp? Mi-e dă de la lucru și am cumpărat și... Că vă spun că lucrez la spații vieți, nu am dat lemne. Dar n-am atâta cheltuieli, cu lumina o leau, cât mai pășie pe acolo, la rolă, la ceva. Dar la medici, mai mergeți pe cheltuieli? Ca medici, eu nu plătesc medici. Am stat în spital, n-am achitat nimic, am stat în ianuarie, pe 7 zile. Dar medicamentul care le dea, da, e clar, trebuie să le achităm. Nu ne dă compensat, că nu suntem boli agitați grupați, oricum să ne dai. Dar îi mergi la medic ți-o dat acolo un curs de recuire, trebuie să-l achiți, că nu o faci în toată luna. Da, reabilitezi așa odată, da. An, cred că mergeți mai mult. Nu, și la noi pașa, că lumea la noi e dus în eroare cu tăia. Ia ca și ești. Crezi că ești care iese la protest, el iese de bună voie, ies pensionerii, că l-ar face acasă. Șomerii. Au dus și șomerii, dar la sate sunt ăștia care mulți care insistesc, nu pot să lucreze. Ei, că am trecut, i-am zis, cum ce a fost greu, că m-a plouat și nu s-au făcut producții și de-aia s-a fost greu. A care o muncit și a avut eu băgat puțin și am oam cartofi de-am trecut din grădin la mine. Nu mai pot scumpă cartofi, fasole, am ajunge și la anul care le-am scos trei din grădin. Am muncit. Dar el ies acolo, dacă nu-i dă 300 de lei, de ce s-a dat acolo? Al duci cu transportul, al duci. Și nici lucru nu mai trebuie. Și eu spus să se urli, el urli, trebuie să dai bani să iei bani. Așa nu se duci, degeaba nu se dai bani, nici acolo. Cum îți spraveți? Dacă așa mai este sora nenei mai trimite pe 1000 de lei pe lună și atâta. Din străinătate, sora? Da. Cu 1000 de lei pe lună? Da. Dar cum vă descurcați? Aveți copilași, ați spus un băiețel și da. Fetiță? Care sunt cu dumneavoastră? Doi copii. Dar avem și doi mai mari.
Ce vă ajută măcar sau? Așa ne ajută, n-am spus. Cât ar trebui să primiți ca să fie un trai decent? E o lună de zile, vă spun drept, asta cel puțin măcar 7.000 trebuie. Să întrețin și copiii, să am și întrețin. Ce cheltuie cel mai mult? Toate cel mai mult sunt cereale. Cereale, ea că trebuie detergent, spălat, mai mult trebuie, mai multe. Dar și la astea încă e puțin, dar haide, haine, nu știu mai spunem, dar... Dar cu mâncare cum vă descurcați? Cu mâncare așa, ne scutăm, că ne mai trimite și fără mea acolo. Deci credeți că vreo 7.000 cumva îți scoate un capăt? Da, vreo 7.000. Dacă așa, după cum aș fi, dar așa când ai că ți-l stai la școală, trebuie, colo, trebuie și ea trebuie, la grădiniță trebuie. Dumneavoastră stați acasă, nu lucrați? Nu. Dar nu lucrați pentru că stați copilașii nu, sau? Nu, când am unde lăsat pe dânsul, ia ca și... Dar la grădiniță nu ia încă? Ha? La grădiniță nu ia? Păi eu la sora aici unde stău, nu să... Am scris și ieri două ori, dar nu sunt lucruri, că nu sunt așa și n-am unde lăsat așa ca și... Zic că nu-i din sat și nu vor să-l ia. Nu că nu-i din satul ăsta, dar sunt mulți, e mitică de tine, dar sunt copii, sunt mulți copii, sunt mic în cătere acum. Înțeles. Greu înseamnă că, da? În concluzie. Foarte greu. Ce credeți că e de vină că noi nu avem salariile pe care ne le dorim? Iată, noi ca cetățeni sau statul nu ne oferă nouă? De vină, nu știu cine să vinovețe, nu vinovețe nimeni. Eu cred unul Dumnezeu și mă rog la gine și sănătate încă copii, da, altceva nu. Nu pot să-mi vedea nici pe Maia Sandu, nici pe Cila, nici pe celălalt, știi? Poți cea... problema e noi, când am insistat, când am fost mai tineri, să învățăm mai mult, să facem, nu știu, altceva... Așa, da, da, să ne ajungem la sapa de lemn. Da. Iată și... Nu nimeni vinovat sau toți să-ți vinoveți? Da, eu nu pot să... Nu, cum, nu judec pe nimeni, ea ca și eu... Nu judec pe nimeni. Așa, nu-i cătaj, acela și nu faci, acela și nu va tăți până pentru dânsul buzna, nu-mi dau nimeni nimic. Dar v-ați fi dorit o viață mai îndestulată, cu mai mulți bani. Cine credeți că are bani în ziua de azi? Bani în ziua de azi? Cine are? Cine e categoria de oameni care are? Nu știu, stau pe scaun. Dar noi dacă așa scaunele e, trebuie să fie și moi, cred. Apoi, da, dar ăștia dacă nu e așa, depinde cum am învățat, cum părinții au avut putere și ne învăță, cum poate și-au avut putere, poate ne dădea undeva că să ajungem și moi, că nu știu, asta pe dilem. Și spun că asta pe dilem mă duc și pe deal la cules mieri toamna și... Cu ziua, așa, da. Da, deci da, la lider de ăștia, ca lider, cum spun aici, care... Lider agricol. Nu ca cum, sunt copii. Pentru asta mă duc, nu mă duc... Pentru asta că faci un copil și faci 300 de pizze, chiar să le 300 de aici, dar și 300 de aici, ia că te vină seara și mai cumpăr și așa, dar adăugă 3 pui în suc, să iei mâncare să mănânci. Dar la proteste nu vă duceți? Nu am fost niciodată. Nu v-ai invitat? Am invitat-o asta, dar m-a ocărit cel mai mare băiat să mă duc, să mă posurăsc. Așa, mama nu te duci, că doamne trebuie să audă, el a votat-o pe Maia Sandu, dar cum boană eu azi, eu am votat tot pentru dânsa. Și a zis că nu mă duc să mă apătorez tot. Să vadă la televizor, da, să aveți probleme în pastă. Da, mai mare a spus, nu cumva să te duci, că să mă apătorești. Cu economia asta de azi, numai faliment ești, fără bani. Cum vă descurcați dumneavoastră? Ia ca așa ne muncim. A ce munciți? Construcție? E casa dumneavoastră? Nu. A, eu credeam că e dumneavoastră. Nu. Sunteți la cineva venit ca să lucrați cu ziua? Da. Ajutăm. Ajutați. Nu. Ați încercat să vezi cam cât pe lună vă iese în general, atât lucrând așa cum lucrați? Cât reușiți strângeți? Da, în medie. Dar nu reușești, stai să strângi așa și discuți. Mult bani că... Așa ne, cum se consa, spunem, 5-6, așa ne... 6.000. În afară de mâncare, cât mai este. Asta ce reușiți să, pe lângă mâncare, da? Cât credeți că ar trebui să primiți, ce salariu ar trebui să aveți ca să vă permiteți un trai decent, așa, să vă puteți duce la odihnă, să vă cumpărați haine pe care le vreți, tehnica de care sănătatea să vă menținiți? Nu pot să vă spun că tot una n-ajunge. Dar măcar să faceți un calcul, de 3, 4, 5 ori mai mult decât aveți acum? Deci, nu la 12.000, așa. Și ultima întrebare ar fi, cine credeți că e vinovat faptul că noi nu avem banii ăștia pe care ne-i dorim? Aveți cum să vă spun, eu s-o cot cu Maia Sandu. Statul, adică? Statul, președinția, da, statul. Da, Anume, de la dânsii îți trag problemele noastre, sărăcia. Îți duc să odihnesc unde vor, dar omul ăsta, care cu sudoarea lui, să face
de mâncări și îi duc să stau și să odihnesc, să stau și zboară încolo, înapoi, dar de unde au ei banii ăștia? Dar nu credeți că e problema și în noi? Pentru că n-am învățat, că nu am insistat să lucrăm mai mult, sau profesii mama, mai... O spus mai... și mama, ești învață, dragă mama. Ați învățat? Dar nu, n-ați reușit să lucrați pe profesie? Nu. Dar ce ați învățat? Sau ce studii aveți mâncat? Ce studii? Nu, clasă. N-ați vrut să faceți școală mai mult? Mm-hmm. Liceu, facultate? Eu singur m-am învățat, deci am putut. Nici școală profesională nu fiți faceți. Nici școală profesională. Poate dacă făceați toate aceste studiile astea, poate era acum altfel situația financiară a dumneavoastră. Și folos, e că în ziua de azi, că stau și învaț. Învaț și te duc și o merg să duc cu astroică. Așa. Ați destulat, trebuie să ai destui bani să ajungi. Fiecare persoană trebuie să aibă o leafă, măcar cum la noi sunt prețurile toate, trebuie să fie o leafă de 20.000, minim. De o persoană, de persoană, de persoană, da. La de o familie, cheltuielile sunt foarte mari. 20 ar trebui să fie. Dumneavoastră cât reușiți să adunați lunar, atât de mult care prestați? Depinde cum lucrăm. Să zicem o medie, sau da, într-un an cât reușiți. Înțeleg că e în funcție de comenzi, dar cumva măcar să înțelegeți. Lunar reușesc să acumulez 10, 5.000? De la 10 până la 15. Reușiți? Da. Lunar? Da. Nu e salariul rău. Nu dar e rău, și munciți da. Mult pe da, asta. Da. Dar trebuie să fie de lucru, permanent. Dacă o săptămână lucrez, o săptămână nu lucrez, apoi... Dar nu ieșiți la proteste, chiar dacă vă este greu, nu? Nu, eu nu ies la proteste. În cine e problema? În stat, în autorități sau în noi personal, că nu suntem... Nu, în stat. În stat. Toată problema în stat. Ce ar trebui statul să facă ca noi să avem salarii mai mari? Trebuie să ridice toată inflația. Toată tot să ridice. Să avem așa salariu, dar așa salariu, nu știu, care luați, noi avem lucrările noastre, mai facem în bani, dar care luați o borță, o borță are 3.000 de lei, ce faci cu 3.000 de lei, mănâncă două zile și gata, asta e imposibil să trăiești, o săptămână dacă cel mult îi ajunge banii ăștia, dar mai mult de o săptămână nu îi ajunge. Da, iată, din salariul care îl adunați dumneavoastră, dacă cel mai mult, pe ce se duce? Ce vă mănâncă cel mai mult dintre ei? Și mai mult duc investițiile în familie. Familia tot e foarte largă așa, deci... Familie, papa, patru copii. Patru copii aveți? Da. Cheltuiala e de 1.000 de euro pe lună, îți duci. Minimum 16.000 îți duci. Soția lucrează? Soția lucrează, da. Cumva împreună e mai ușor, cred. E mai ușor, e clar. Numai unul singur nu... Nu faci treabă. Dar sunt perioade când aveți de lucru? Da, perioadele sunt mai grele iarna. Când... Acum s-a început sezonul, până în toamnă, de lucru avem ho-ho. Dar am numai putere și sănătate deși. Ne ajunge pentru strictul necesar, pentru medicamente, pentru nepoți, că ea cabolește cam des și noi deja suntem în vârstă și tot. Sunteți la pensie deja? Încă nu. Mai rezistați mai... până la pensie? Apoi nu știu, trebuie... Ca când în august, dacă am mărit. Ce salarii aveți acum? Cât câștigă o dirigătoare? 3.000 jumate. Mai oprește polița, mai oprește... E puțin, dar în opinia noastră, acest salariu? Normal că e puțin după lucru cât îl facem, eu socot că e foarte puțin. Și acest salariu îl împărțiți pentru medicamente? Pentru medicamente, pentru de plătit lumină, gaz, telefon, apă, tot ce este ca... În cât timp vă ajung astea 3.000? Uf! Reușiți la o lună, la alta? Împrumutăm. Dăm, împrumutăm, dăm. Deci nu vă reușești, nu reușești să-l aduceți până la urmă. Nu ne mai rămâne ca să mă iei ceva. O mâncare ca, mai ori sănătoasă. Ori mâncare, ori îmbrăci, ori... Adică pentru nepoți, așa cât mai permis o îngheța, dar mai mult mers pe medicamente, da, așa. Și cât ar trebui să aveți ca să fiu viața mai îndestulată, traiul decenț? Cât ar trebui? Ați încercat să calculați atât? Aveți 3.000, cât ar trebui să primiți ca să fii bine? Noi să avem și 10-15 când ne ajunge. Adică să cumpărăm măcar ceea ce ne trebuie nouă. Strictul necesar. Dar așa le lăsăm tot într-o parte, în primul rând medicamentele și să plătim, să achităm.
Atât de mult consumă bani medicamentele astea, da? Scumpe sau nu se compensează? Mă credeți că geanta e acta, e plină cu medicamente acta. Pentru băițări. Da, pentru altceva nu am. Nu se compensează acestea? Numai. Mă dat o leacă, da, de două de astea, 2200 de lei în afară de... Nu, e mult. Și el la noi bolește de asta, mă rog, ce să faci. De vacanță nu vă mai întreb, cred că de mult ați fost într-o vacanță. Dar noi, care vacanță, ca concediu, dacă mi-aș lua, dacă el îți duci în clasa întâia, de-am trebuit să trec controlul medicare, ar duc pe drum, iar plătești drumul încolo înapoi și cam... Mai sperați să mai prindeți vreo vacanță la odihnă în următorii ani? Nu. N-am sperat, n-am fost în vacanță de când erau a mei copii mici. Eu la soțul... foaie de drum, că era... Ucraina, cred că. Da, atunci, la mare, atunci a fost cu amândoi copii, cu un avea 42 ani. Dar de atunci... S-au terminat. Nu avem când. Au avut alte probleme. Da, gata. Casă, lucru, casă, vârsta. Lucru și copii și vârsta. Și... Dar cine e vinovat că noi avem salariile care le avem? Iată? Așa. În casă, dumneavoastră, cum credeți? E problema. Că să mai gândească și de sus, că să mai gândească și la noi, la aici, care că lucrăm aici la țară și am lucrat jile, poșoaile, tăți și acum ce a rămas? Ne-am calișit și... Statul mai mâncare vine, da? Cred că da. Noi, și depinde de noi, lucrăm să ajungem. Azi mă gândim, zic că, aha, până data de 5, încă mai avem până în plinghilea faulea. Strâns un pic cureaua până atunci. Strâns. Dar strângi prea tare uneori că doare. Da, dar bă, la magazin și nu pot să iau pe ei smic. Numai intră, vreau șoc, vreau înghețată, vreau și tași. Liniștești, cacuș, dă să luăm întâi și ne trebuie. Plec așa. Hai, zi bună. Da, честно говоря, притык сейчас, судя притык. С коммунальными, да, притык прям вот. Но вы работаете? Я не работаю, я в декрет, слава богу, еще пока, получаю пока декретный до 2 лет, а дальше уже устроимся, будем вдвоем работать как-то. Пока что только муж у вас работает? Да, но у меня муж в декрете, как получается, не я. Cât ar trebui să primiți atât în familia dumneavoastră? Ce salariu trebuie să aveți ca să aveți o viață decentă, ca să aveți mâncare sănătoasă mai mult masă, ca să vă puteți permite să mergeți în vacanțe? Viața în oraș e mai grea decât în sat, dacă putem spune. Da, înțeleg. Ну, cred că... Ага. Я думаю, что учитывая, чтобы детки ходили еще на секции, не просто занимались, ну, около 30 тысяч, наверное, на семью было бы нормально. Я и так... сколько у вас на сегодняшний день зарплата? Меньше, скажем так, до 30 не доходит, да, половина. На что оно идет? Вот... В основном на коммунальные, на пропитание и детям на их секции футбол, водное поло, слава богу. Это мы себе можем позволить, но вот за счет этого это впритык. Но, наверное, муж работает много. Муж чтобы... работает с утра до вечера. То есть в 7 уходит, в 8 приходит домой. Вот так. Салют персоцами, да? Да, да, конечно. Ему привет большое, спасибо за то, что нам помогает, конечно. Дай Бог, чтобы каждый папа так помогал себе. Окей. В вакансии, а ведь possibilitate să mergeți în vacanțe? Anual, скажем так, второй год ездим в Болгарию, мы до этого жили за границей, поэтому на море, поэтому нам не надо было выезжать. Вернулись сюда на родину после ковида, вот этих событий, поэтому едем, но приходится брать кредит, чтобы поехать в отпуск. То есть не получается с зарплатой просто отложить и поехать. Но сейчас у вас зарплата только для проживания? Да. Не успеваете? Ничего другого отложить, конечно, нет. И я думаю, что у нас не самая плохая зарплата, и муж у меня не зарабатывает не самую маленькую зарплату. То есть он у меня зав. Лаборатории все-таки и занимает должность немаленькую. Ну, что делать, наверное. Я говорю спасибо, что так, потому что смотрю, как живут другие люди, конечно, им сложнее. Грею, мы сидите. Грею. Эти мясо, тот и шкумп, все шкумпит тот. Dar dumneavoastră cum ați venit în Moldova, din Italia? Eu am femeia, soția. Soției de aici? Ați urmat-o pe ea? Italianții mai rele. V-ați convins de asta? Da. Asta cred că e o opinie așa, individuală. Da. Dar cum sunteți la pensie sau cum trăiți? Din ce trăiești familia dumneavoastră? Eu am ceva de la Italia. Niște economii aveți din Italia? Da. Cu ele și trăiți acum? Da. Dar ați încercat să vedeți pe lună cât se duce, cât bani cheltuiți? Nu.
Preciz nu știu, sincer. 5.000, 10.000? E, 5.000, unde te duci cu 5.000? Nu va ajunge. Cu familia, eu cred că acum minimul 10.000 de lei de trăire. De soț, cuplu, da? Da, da. De o familie, din doi oameni. Și deocamdată trăiți din economiile pe care le aveți. Dar când se vor termina, ce se va întâmpla? V-ați gândit la asta? Ajunge la pensie. Să dea Dumnezeu să ajungeți bine la pensie. Sperăm. Dar continuați să rămâneți în Moldova sau plecați în Italia? Mă duc, vină, mă duc. Cum vi se pare Moldova? Nu găsiți. Era mai bine anii trecuți, acum s-a scumpit tot. Viața nu e ca la Italia, dar așa, aproape. În Italia mai scump? Puțin mai scump, dar, cum se zice, și la Moldova era mai ieftin. Acum te duci la numărul 1, tot e scump. Viața e scump. S-a scumpit tot. Mașini, benzina, tot. Utilitățile? Tot, tot. Uitați-vă, am văzut pe știrile cireze, 450 de lei, kilogram. Dar cum se poate așa ceva? Dacă la Moldova. Nici nu le-a duși, eu cred așa. Dar dacă credeți că dacă oamenii nu le-ar cumpăra, ei nu le-ar aduce. Dar dacă le aduc, înseamnă că cineva se aventurează, care au copii. Sper că se strică tot. Așteptăm care de cireze sunt de Moldova, nu? De exemplu. Dar tot așa, acum viața scumpă, foarte scumpă. Cât ar trebui să fie ca să ajungă, ziceați? Cam cât ar fi bine să ajungă? Eu nu... Dacă nu, să vorbim în euro, dar ca să vă puteți mai nu mă gândește cât, cum pot să trăiește pensioner din Moldova. Cum pot? Deci cu gaz... cam 100 de euro pe lună. Ce faci cu 100 de euro pe lună? Ce faci? Plătești comunale. Nici măcar asta nu cred că ajunge. Nu, e foarte scump. În primul rând am al doilea serviciu. Eu lucrez... Două joburi aveți. Da, două joburi. Eu lucrez de 7 dimineața și până 10 dimineața. Acum, iată, trebuia să cu mama să mă duc la spital și de atâta în drum din spital spre casă, o jumătate de oră să ne așezăm aici și să mai discutăm. Și v-am prins noi. Da. Deci, vă vadă angajatorul liber, zică că ați fugit la lucru. Timp liber... Nu am. Iată, copilul s-a bolnăvit și copilul cel mare s-a dus cu dumneai tot la medic. Dacă, nu se, dacă puteți să ne dezvăluiți, cât venit reușiți să adunați lunar, lucrând în două locuri? Ah. Cât se ridică? 10, 15, nu știu. Până la 15.000, da. Da. De ce de obicei se duc bani? De cele mai deseori? De ce împărțiți? Hrană și comunalele. Cel mai mult. Și copii când cresc, mă rog, hăinuțe acolo. Internet, telefonie, da. Și da, cât asta ar trebui dar să câștigați astfel încât să zicem că aveți un trai decent, vă permiteți pentru mai mult, o mașină mai bună, o casă mai mare, vacanțe mai scumpe, exemplu? Nici nu-mi închipui, fiindcă, iată, soțul lucrează peste hotare și ceea ce câștigă el, deja pentru vacanță, pentru mașină, și el câștigă 1000 de euro acolo în Germania, dar este plecat. O jumătate de ori, de an, el nu e acasă. Iată, așa ne scurcăm noi. Să zicem că dublu ar fi mai bine, dacă ar fi măcar veniturile dublu, deja ar fi mai... Da. Ați fi mai sigură, mai sigură de vedere financiar. Da. Și ce ar trebui să mai facem ca să câștigăm de două ori mai mult? Oh, să lucrăm și noaptea, cred că. Nu, te mărit salariu, cred că. Eu sunt profesoară și iată, un salariu de profesoară, nu știu, numai pentru comunale și hrană fără fructe și legume, cred că. Și, în general, viața din oraș, mai ales în capitală, mai scumpă decât viața din sat. Și știți, eu am locuit și în sat. Am locuit și în sat, am venit aici, în capitală, 3 ani în urmă și pot să vă zic că nici în sat nu este destul
un salariu de un profesor, fiindcă acolo trebuie să mai lucrezi, să mai ai în curte. Da. Dar dacă ești la serviciu ziua, atunci când tot după amiază trebuie să te ocupi de teme. Da, și deloc. O casă să întreții, o casă, reparații. Atunci când am fost la țară, am locuit, atunci nu am avut posibilitatea să mă duc într-o vacanță la mare sau undeva pe vară, fiindcă aveam reparații, aveam păsări, aveam... Iată, al doilea job, spre exemplu, este online, la mine în școală online, dar nu știu dacă școala aceasta va exista mult timp și dacă dispare, atunci nu știu ce facem noi cu numai cu un singur job. Cum dispar prețurile? Nu știu, încă nu m-am ajuns. De o zi sunteți aici? Da, sincer, ieri am ajuns. Așa, și viața în Elveția cum e, dar? Ba, tot e bine, tot e calm, liniștit. Și aici, similar, tot e curat, frumos. Sunteți angajat acolo? Da. Dacă comparăm salariile din Elveția și Republica Moldova, oricum știți cât câștig părinții dumneavoastră, care ar fi diferența între... Nu, vreo 3 ori, minim, mai mult. Da, și costul de viață e... Mai ieftin aici? Nu, tot e similar, în procentaj, plus minus. Pur și simplu, dacă câștigi mai mult, cheltui mai mult. Cam cât câștigați dumneavoastră în Elveția? În jur la 4.000. Și cât din ei vă rămân pentru a trăi? Trebuie să plătiți și acolo, că taxe diferite... Nu știu, vreo 1.500. Reușiți să strângeți, da. Să adunați. Și cu 1.500 ce ai mai putea să faci în Elveția? Ce vrei? Că viață normală? Pentru vacanțe? Călătorie, da. Dar aveți casă acolo, apartament? Nu, închirie. Deci oricum sunteți la început. Nu, sigur.